Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Analiza. De sărbători să fii mai bun, de Paști și de Crăciun. Sună clișeic, nu-i așa? Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi devenim mai buni de sărbători. Ce facem însă în restul perioadei, în perioada dintre sărbători? Cum ajutăm? Cum ne dovedim că suntem buni? Haideți să aflăm împreună ce preț are bunătatea, ce înseamnă să fii bun și cât de sentimental trebuie să fii să faci din asta un scop în viață. Alături de mine este Bogdan Tănase, fondatorul Asociației Casa Sher. Bună, Bogdan, bine, bună ai revenit seara. La noi. Bună seara și bine v-am găsit noastră și pe telespectatori. Am să le spun telespectatorilor că Bogdan vine direct de pe șantier, de la treabă, de la toate astea, adică nu e omul care să vină foarte des într-un platou de televiziune, așa că cu atât mai mult sunt tare bucuroasă că ai reușit să ajungi. Și vorbeam de Casa Sher, Casa Sher care crește și crește și crește într-un an cât alții în 7, cam povești. Da, într-un an cam 4 case, da. Suntem la Casa Sher 31, chiar vorbeam acum în pauză că ne știm de 8 ani de zile. Exact. Și lucrurile au evoluat foarte bine. După cum ai spus și mai devreme, pentru mine este un mod de viață a ajuta. Casa Sher face parte din viața mea, da? Și nu o fac acum, cum ai zis tu, și poate mai fac la anul sau când. La mine e un mod de viață în care am integrat și acest lucru a face bine la un nivel... Tu ai integrat totul, că ai integrat și familia și rutina de zi cu zi în Casa Sher, absolut tot. Păi tocmai asta spuneam, că dimineața mă trezesc, mă duc la job, da, eu am, pentru cei care nu știu, am o fabrică, deci nu sunt ONG de meserie, dar... Pentru că îmi place așa de mult ceea ce fac, este parte din viața mea, mi-am implicat și familia și sora și fratele chiar. Și soția și copiii și numai... toată lumea, că am văzut și copiii ajută acolo și merg și cunosc ceilalți copii. Da, și copiii la fel, văzând, practic noi suntem exemplul lor, cel mai bun. Exact. Puterea exemplului știm cu toții, funcționează foarte bine. Ei văzând asta la mine, cel mare are 12 ani acum, chiar asta face și el la școală, face colecte de fructe, de, da, a început de mic. După nivel, așa. Da, da, este foarte bine ceea ce face. Cei care vin să ne viziteze, susținătorii noștri de la Casa Sher, chiar mă roagă, Bogdan, uite, sâmbătă vreau să vin copiii să vadă ceea ce se întâmplă. Și asta pentru mine e o bucurie foarte mare, să poți să le arăți acelor copii ce au făcut părinții lor. Exact. Pentru că, na, nu... Așa e ușor, știi, de privit din afară și pare probabil simplu pentru cei care privesc din afară toată activitatea asta a unui ONG. E frumos, dăm bine în poze, arată contrastul foarte bine, lumina e potrivită, doar că în spate e foarte multă muncă și foarte mult stres și foarte multe nopți nedormite de multe ori și foarte mult efort fizic și foarte multe apelări la prieteni pentru că singur nu poți. Și toate astea presupun un consum de energie. Da, tocmai îți spuneam că sunt foarte, foarte obosit. La un moment dat se acumulează, pleci de acasă la 5:30 fiecare dimineață și ajungi seara târziu, am fugit repede acum de pe șantier, dar pentru mine lucrurile, de aia ziceam că nu e greu, e obositor, dar lucrurile astea care spuneam că vin părinții cu copiilor să vadă ceea ce am creat noi împreună, asta îți dau energie, deci îți dau o bucurie în care... Și... Cred că mai degrabă e o speranță spre viitor. Da, da, speranță pentru societate și speranță pentru acei copii pe care îi ajutăm, dar mie îmi dă o energie fantastică să pot să merg mai departe. Când oamenii văd cu adevărat ceea ce s-a creat, să schimb viața, că noi Casa Sher asta facem. Schimbăm vieți, schimbăm viața copilului și să arătăm niște poze cu un copil operat în 2018 cu scolioză, nu mai putea să mai respire și acum acel copil a ajuns să aibă și el copil la rândul lui, dându-i o șansă nouă. Deci lucrurile astea mă fac pe mine să merg mai departe. O șansă la momentul potrivit înseamnă o viață nouă. Așa este, da, o viață nouă, acel copil practic i-a schimbat viața, trăiește și acum a adus pe lume o viață nouă. Un caz particular, dar dacă e să generalizăm, fiecare Casa Sher a dat o șansă la momentul potrivit de a avea opțiunea unei noi vieți cu alte oportunități. Așa este, da, așa este, este foarte important
acel ajutor pe care îl dai să-l duci până la capăt. Și eu asta fac, da? Copiii aceștia pe care îi ajut, îi monitorizez până la 18 ani, când ei ajung în viață să aibă un job și să dea înapoi societății ceea ce i-am oferit noi, o nouă șansă la viață normală. Și ei, la rândul lor, asta fac. Vin pe șantiere, ajută când pot. O parte dintre ei sunt plecați în străinătate. Na, nu putem să-i ținem aici, pentru că știți și voi ce se întâmplă. Salariile sunt diferite. Mi-ar face plăcere ca ei sunt să rămână. Sunt tineri și nevoile sunt mari. Da. În primul rând vor să cunoască lucruri. Pleacă. După aia mulți dintre ei se întorc în țară și avem băieți, vă dați seama, de la atâtea case sunt sute de copii salvați. Avem băieți care lucrează la chiar Umbrărescu, la autostrăzi, prin Transilvania. Au venit acasă în satele natale și în vizită și chiar au venit, au făcut voluntariat câteva zile, două zile și ne spuneau cât de bucuroși sunt că au șansa să chiar să construiască drumuri în România. Și cu atât mai mult drumuri care duc spre Moldova. Da, sperăm. Chiar lucrează la chiar parte dintre ei lucrează la șapte, nu știu la ce autostradă, da. Spuneai ceva mai devreme de speranța către o societate care vine din urma noastră. Cum vezi tu lucrurile și evoluția sau involuția, după caz, a societății în următorii ani? Adică vorbind așa, cumva prefațând ceea ce va urma în următorii ani, cu generația ce vine din spatele nostru. Eu pot să mă consider subiectiv dacă aș putea să spun ceea ce m-ai întrebat. Eu cred că ești subiectiv cu toate acestea. Sunt absolut convinsă că ai un simț al realității corect, foarte mare și poți face o corect, privire corect de ansamblu. Da, asta încerc să transmit, că lăsând la o parte că să nu fiu subiectiv, eu văd o speranță bună. De 10 ani casa și era acolo și 10 ani de când ajut și credeți-mă, din ce în ce mai mulți oameni care vor să facă bine. Asta este foarte bine pentru societate. La început era foarte, foarte greu să explici ceea ce faci. Exact. Dar de ce faci? Cum faci? Dar treptat, vă spun... Era la început poate și modelul acesta de ONG, că nu prea erau acum 8 ani, 10 ani. Da. Sau mă rog, erau foarte puțini. Erau și erau stigmatizate, aveau sigur asupra lor ceva, dar ceea ce trebuie să arăți este consistență, da? Și să arăți oamenilor exact ceea ce faci. Eu de 10 ani asta fac, oamenii s-au apropiat de proiect, de-aia zic că pot să fiu subiectiv, că oamenilor le place acest proiect, este simplu, este foarte direct. Și inedit. Da, și direct, adică noi ce, azi ne apucăm de casă, peste 3 luni e gata, nu facem nu știu ce hârtii, nu știu, nu. Noi construim, schimbăm viața, oamenii văd. Asta trebuie să facem și da, am o speranță foarte mare, pentru că din ce în ce mai mulți oameni vor să se implice, vor să ajute. Și mă uit la acești copii pe care noi i-am crescut, vor să dea înapoi ceea ce au primit, ceea ce este foarte bine pentru societatea în care trăim, chiar și eu și tu. Pentru că ai un om de bază care construiește, am zis, da, construiește șosele, avem fete care sunt asistente medicale, poate îți face injecție chiar ție, cel care ai ajutat. Da, din punctul ăsta de vedere, văd din ce în ce mai mulți oameni că vor să se implice și să schimbe, numai că trebuie un vector care să... Eu mă... Și poate m-am mai repetat și la alte emisiuni, sunt ca o locomotivă, da? E simplu, o locomotivă care trage niște vagoane după el și din gând în gând, uite, acum chiar dacă aș vrea să pun frână la locomotivă, nu mai pot să mă opresc din cauza vagoanelor care îți prinde bunătatea oamenilor exact și te împing de la spate, băi, hai să mai facem. Pentru că tu ne-ai pus aici fiecare cu bucățica lui de bunătate din suflet, tu le pui așa ca la un Lego. Și uite, apare o casă, mai apare o casă, mai apare un... Nu doar faptul că apare o casă, Bogdan, deși nu e puțin lucru, trebuie să recunoaștem, ai ajuns deja la casa Share 31, nu doar faptul că apare o altă casă, ci faptul că familiile acestea pe care tu le ajuți se implică mai departe în alte proiecte și îți sunt cumva și de ajutor câteodată atunci când se poate, dar sunt foarte apropiate de tine și păstrezi legătura cu ei și am să spun asta pentru că da, una e să construiești o casă, alta e să duci copiii în vacanțe, de exemplu, da, la mare, la munte, ceea ce tu faci. Da. I-ai făcut cumva parte din familia ta pe toți. Da, familia Casașer este, chiar este o familia Casașer cu sute de copii, sub zeci de bătrâni. Dar asta facem, îi integrăm
și le arătăm că se poate mai bine. Asta trebuie, nu știu cine, cine ne conduce pe noi în țara asta, nu știu ce sistem, ce. Asta trebuie și îți explicam, trec la un subiect la altul, îți explicam cu centrul educațional, unde 80 de copii li s-au schimbat viața total. E un subiect pe care vreau să-l dezvoltăm, adică ne oprim doar așa la trei cuvinte, e un proiect inedit și vreau să-l dezvoltăm, doar că mai așteptăm un pic și vreau să mai discutăm despre Casa Share. Și te întreb așa, n-ai avut câteodată sentimentul acesta de contradicție față de cei care ne conduc, pentru că e un efort suplimentar pentru societatea civilă să ajute în permanență, că nu ajuți când ești un ONG social doar de Paști și de Crăciun. Acești oameni, beneficiari ai proiectelor ONG-ului, sunt oameni care au nevoie de susținere în fiecare lună. Cum te repliezi și care este atitudinea vis-a-vis de cei care ar trebui să facă asta în mod constant? Și vorbim aici de instituțiile statului, de cei care ne conduc. Dacă n-am început, consumam foarte multă energie în a mă revolta împotriva acestor instituții de care faci tu vorbire acum. Consumam foarte multă energie. Care de multe ori mai mult te încurcă decât să te ajute. Da, însă am învățat că trebuie să colaborez, să le arăți, practic tu trebuie să le arăți cum ar trebui făcutele lucrurile. Să le demonstrezi. Da, să le arăți, Băi, uite așa se face. Uite așa, ajungem și la centrul educațional. Și este pe foarte... când balanța și rezultatul ecuației ar trebui să fie invers. Da, noi ar trebui să ne ocupăm de fluturi, de exact. Porumbei, de salvarea gugușticilor, nu știu. Dispariție, dar noi am ajungem să ne ocupăm de lucruri importante, de copii. Copiii sunt viitorul societății și am realizat lucrul ăsta. Am ales să nu mai consum energia, să mă lupt cu acest sistem zilnic, da? Iar răspunsul meu este prin a-i ghida și a le arăta, băi, uite așa se face. Sunt absolut convinsă că și tu ai pățit, așa cum mi s-a întâmplat și mie, să vină tot felul de persoane care să spună, păi de ce să ajut eu, că n-am nicio datorie, statul trebuie să-i ajute pe acești oameni. Aproape că rămâi perplex și nu ai nicio replică, pentru că în esență omul are dreptate. Da, statul ar trebui să ajute, cu toate acestea. Acolo unde e nevoie și văd că nu intervine statul, n-ar trebui totuși să intervine cineva? Păi asta facem. Da, eu, tu, noi asta facem. Vedem că este lipsă acută în domeniul respectiv, ce obțin. Noi sunt lucrăm foarte mult. Foarte mare, lucrăm foarte mult copii. Păi ce fac? Acum stau să mă cert. Ok, m-am certat, am scris pe Facebook. Am fost la ProTV, am arătat că nu mă operează copiii la timp, că m-am certat cu ei, că mă spânzură, că ok, fac și lucrurile astea, dar cel mai mult îmi consum energia acum să salvez cât mai mulți copii. Lucruri, da? Constructive. Da, lucruri constructive, asta încerc să zic. Și cei care ne conduc, ei văd în ceea ce... Asta e o rușine pentru ei, ca altcineva să-ți facă ție treaba. Crezi că o simt? Păi nu știu dacă o simt sau nu, dar ți-am zis, să stau toată ziua să mă obosesc, să mă cer. Dar e un consum inutil de energie, așa este. Am ajuns în care le arăt ce fac eu, cum și la centrul educațional, au venit, au văzut, este un model, poate fi replicat. Am colegi și le știi și tu, fetele de la București, care construiesc spitale. Veniți și vedeți cum se face. Aducem tehnologie din Franța, de peste tot, la centrul educațional. Am pus... Da, doar știi ce se întâmplă? Faci tu, ai dat un model, fac fetele de la București cu spitalele, cu... Se dau niște modele, doar că noi nu vedem ca statul să se ia după ele. Rămân doar la nivelul de model. Așa este. Tot noi încercăm, batem apa în piu, că suntem mai speciali. Noi mai cu toate țigurile pe casă. Da, eu încerc de 10 ani. Am făcut o casă, am făcut două, am făcut trei, am ajuns la 31 de case și încă câteva pentru bătrâni.
Și nu, dar când nu o să mai pot, Ana, când nu mai pot să mai fac, asta este. Să când facă nu cine... mai poți să mai faci, Bogdan, te duci și stai câte o lună în fiecare casă, ca musafir. Da, nu e o problemă asta, pentru că ți arătam mesaje de la copii care îmi trimit, sunt plecați prin străinătate, mi-au urat de Paște, dacă sunt bine, cu sănătate. Ca cuvintele... Te încălzești așa? Da, oleu, maxim. Deci dacă aș putea să transmit asta, să am undeva să pun degetul pe o aplicație, să transmit ceea ce... Ce îmi venea să rup baia, să mă duc în baie să mă vadă soția cât de emoționat eram, că îți trimite copilul un mulțumesc și mulțumesc că mi-a schimbat viața. Ți-am arătat mesajul, da, am primit un mesaj, mulțumesc domnul Bogdan. Ce să mai, cum să transmit eu asta la oameni? Aș avea, pun deget, transmit și la tine, va ce bine e. Nu este aplicație impulsul, da. În care să... Nu există, nu poți să care cumpere. Să măsoare intensitatea sentimentului. Da, compasiunea și bunătatea de care faci tu vorbire, că noi o facem o dată la ceva timp. Gândește că eu o fac în fiecare zi și dacă aș putea să transmit sau să te duci la colț de stradă, zici, băi, dă-mi și mie ce are Bogdan, 100 de grame. Asta zic că ar trebui Kaufland. Să fie molipsitoare bunătatea da, asta. Da, este, dar nu cum să o transmit. Da, eu transmit mai departe prin puterea exemplului. Este fantastic. Povesteam de copilul meu care face și el ceea ce fac eu, doar la puterea... nivelul lui. Da, dar o să el, crească. E mic. O să crească, el puterea exemplu suntem noi. Te mai întreabă din când în când așa cam cum se face fundraising-ul? Nu, mă întreabă tata când e gata, pentru că tot un fundraising, pentru că el își strânge acolo niște bani într-o pușculiță de-a lui și el știe că înainte de fiecare casă mergem să cumpărăm două, dacă sunt doi copii, cumpărăm două jucării din bănuții lui. Deci tot un fundraising de copil este și lucrul ăsta. Da, el asta vede la noi. Deci puterea exemplului ne ajută și ne învață să facem bine, să facem din bine un mod de viață. Știi, cred că la un moment dat mă gândeam și probabil că și tu ești în același sentiment sau nu știu. Eu mă gândeam la un moment dat că poate e și o doză de egoism. Fac bine pentru că mă simt eu bine. Pentru că mie îmi dă o stare de bine și mă gândeam, oare nu cumva sunt egoistă? Și mă gândesc doar cum să fac să-mi fac mie bine? E adevărat ce zici, asta simt și eu. Eu în primul rând o fac pentru sufletul meu. Asta zic. Da? Deși v-am spus, dacă aș putea să transmit ceea ce simt eu, a merge mult mai departe și cred că tot Iașul ar sări sau toată țara ar sări să ajute dacă ar simți cu adevărat ceea ce simți. Dacă ar fi molipsitor. Da, noi facem în primul pentru sufletul nostru și știm, suntem conștienți pentru că schimbăm foarte, foarte mulți vieți în bine și asta îți dă o căldură. Zim-te rog, Casa Șer 31, cui aparține? Da, chiar de acolo vin. E o mamă cu 4 copii. Iar au fost casă. Un tată violent al copiilor, da? A plecat din căminul lor, din acel sat, acum câțiva ani și locuia în casa părintească. O casă cu stuf, da. Nu o duceau prea bine și, cum mai spun eu și am scris și pe Facebook, la oamenii săraci nici boi nu trag. Că așa trăia în condițiile alea foarte grele, dormeau și pe jos, le-au făcut casa și chiar casa respectivă. A fost casa și am fost sunat de oamenii de acolo din sat. Dom'le, hai să-i ajutăm. Am văzut, eu mă duc și fac o analiză, să zicem, dar dacă tot suntem la analiză, facem o anchetă a noastră, socială, a mea personală, da, în care mă duc, văd cu cine am de-a face, cu cine vorbesc, întreb la vecini, întreb în sat, la asistenta socială, întreb la cine poți să întrebi, dar la magazinul din sat, dacă te duci și întrebi, afli toate informațiile, pentru că acolo cheltuie toți banii și îți dai seama pe cine ajungi, pentru că, până la urmă, noi muncim și știi și tu foarte bine că muncești. Nu, ajung niște frustrări la un moment dat, dacă îți dai seama că ai muncit și beneficiarul căruia tu îi dai totul nu este cel care ar avea un comportament să merite. Și exact ce vorbeam mai înainte, sunt atât de mulți oameni care au nevoie de ajutorul tău cu adevărat, așa e. Încât, exact cum spuneai tu, dacă tu îl dai la cine nu trebuie, după aia te simți tu vinovat în sufletul tău că n-ai ales bine. Cu atât mai mult, Bogdan, cu cât aceștia nu sunt de multe ori banii noștri din buzunar. Corect, așa aceștia este. Sunt banii unor oameni care au încredere că noi știm cui e să-i dăm, să-i distribuim. Dacă ești ca mine, înțelegi stresul care l-ai pe umeri. Exact. Da? Și dacă nu alegi bine, după aia o fără problemă. Fără stres nu se poate să faci bine. Bine și noi facem bine, dar luăm o scurtă pauză.
Am revenit pe cea de-a doua parte a emisiunii și vă reamintesc că astăzi vorbim despre oameni care schimbă destine, oameni care schimbă vieți. Alături de mine, dacă ați ajuns cumva mai târziu în fața televizorului, este Bogdan Tănase, fondator Casa Share. Și rămăsesem înainte de pauză la discuția despre Casa Share numărul 31 și care este sau va fi dată în folosință unei mame căreia i-a ars casa și iată că te-a nimerit pe tine și tu, așa ești tu. Da. Spui da. Tocmai ce terminasem în Casa Share 30, am zis că mai luăm o pauză, dar nu există pauză să n-a face bine. Deci noi trecem la o casă la alta imediat. Deci, de multe ori știu că erați cu două case am paralel. Am avut și două case și centru educațional. Da. Cum să-ți transmit, să spuneam mai devreme, cum să transmit eu omului ceea ce simt eu. Veni femeia, am început să plângă, patru copii, da, l-au luat o casă, dormeau pe jos, n-aveau să doarmă. Doi dintre copii i-a trimis la altă mătușă în alt sat, i-a accidentat o mașină în spatele unui autobuz, într-o stație de autobuz, n-au fost atenți. Era încă copilul în spital, a început să plângă. Pui celelalte cazuri care nu sunt chiar așa de grave, le pui în balanță și zici, bă, te duci acolo, vezi ce e acolo. E greu să alegi cărui caz îi acorzi atenția și știu că e foarte greu și ajung probabil la tine sute, mii de cazuri, de astfel de cazuri, dar undeva trebuie să ai o limită, că așa e dat. Bun, cam asta este despre Casa Share. Vreau să discutăm mai departe despre cel mai interesant, inedit și frumos și de viitor proiect al Casei Share, Centrul Educațional. Zine, te rog, știu că este gata, ultima dată când ai fost la noi în emisiune era în construcții. Zim, te rog, ce se întâmplă acolo? Așa este, da, m-am grăbit să spun de el, mi-ai pus o pedală de frână. Da, pentru că vreau să discutăm mai așa. Mai pendelete, da, eu am zis, bă, am menționat doar așa, dar e un proiect foarte important și spuneam și ție în pauză și mă bucur că mă lași să vorbesc despre el. Aș vrea să transmit, apropo, și celor care ne privesc și ne conduc și sistemului care au grijă de acești copii. Să te contacteze dacă au nevoie de modele. Da, este foarte important, foarte important ca acești copii să iei de mici, să-i crești într-un mediu, cum îl creștem noi, într-un mediu educațional. Pentru că ce se întâmplă? Știm cu toții, la țară vedem acei copii care trăiesc greu. Păi trăiesc greu, și trăiesc asta greu. E realitatea, îi vedem, Bogdan. Îi vedem. Îi vede și sistemul, îi vede și statul, îi vede și oricine. Îi vedem. Îi vedem și îi vedem, dar ce face? Problema este că o armată întreagă își primesc salariile de pe urma acestor copii, că până la urmă, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Asta e realitatea. Eu ce vreau să spun, că cu toții îi vedem, și noi îi vedem, și neamurile noastre, când mergem la neamurile noastre la țară, îi vedem, da, pe acești copii, îi vedem și prin oraș chiar. Dar la țară e mai greu pentru ei, nu au nicio protecție, nimic. Și ce facem? Ce facem? Stăm și ne uităm la ei și am zis, bă, copiii ăștia trebuie crescuți într-un mediu educațional. Așa că mi-a venit ideea cu centrul educațional. Aveam și noi copiii noștri de la casele noastre, dar erau mulți pe lângă casele pe care le construiam noi, erau mulți copii în alte case pe care nu puteam să, da, aveau nevoie, da, băi, ce facem aici? Și uite, avem 80 de copii aici, zilnic, în care ei merg la școala din sat dimineață. Da? Sunt doar copii din Popricani? Da, doar copii din comuna Popricani, sunt multe sate, sunt 9 sate, avem de unde să-i alegem. Vin la noi la centru, după școală, la ora 12, în primul rând mănâncă. Nu poți să crezi masa aia caldă cât contează pentru ei. Așa este. Cât contează. Mănâncă, se spală pe mâini, învățăm ce să facă, ce nu să-și facă, da, și după aia se duc și își fac temele. Da, își fac temele cu profesori dedicați pe care noi îi avem de la școala de acolo din sat. După ce își termină orele, noi vin la noi, o parte dintre ei voluntari, o parte îi plătim. Asta fac, își fac temele. Acasă, dacă acei copii merg la părinților, ei nu, părinții nu știu cum fac 2 plus 1. Așa e. Ce să educe copilul ăla? Ei, gândește că ei vin aici, sunt hrăniți, sunt educați, iar după ce termină la ora 4, avem și niște ateliere. Un atelier pentru băieți, un atelier pentru fete. Ce se întâmplă în atelier? În ateliere avem tâmplărie pentru băieți, diferite țevi, instalații, locuri practice, pentru că noi suntem un liceu. Da, pur și simplu insuflăm. Poate sunt foarte multe lucruri care le vor folosi
acasă mai târziu. Da, o să ne folosească și în societate, o să aibă un job, pentru că știm cu toții că noi ducem lipsă de meseriaș. Așa știm e. cu toții că nu avem probleme acasă și căutăm un meseriaș bun. Deci asta au și facilitatea asta în care noi vedem, suntem un antrenor de meserii, să spunem, da? Și vedem care copil, ce meserie îi place, îl îndreptăm spre acea meserie, sau dacă îi place filologia sau îi place școala, îl îndreptăm să devină ceva mai important în viață. Dar îi ducem la licee, îi ducem, văd unde sunt liceele în Iași. Iar cumva este adaptată această școală către aptitudinile pe care le au copiii. Da, este foarte important să vezi ce își dorește acel copil. Și asta, să le extragi pe acești copii care au dificultăți acasă, trebuie să le extragi din mediul acela toxic și greu pentru ei, în care știm cu toți părinții lor, nu pot să mă duc eu să le schimb viața, beau, fumează. Și nici nu ai niciun drept până la urmă. Da, dar în schimb, extragi acel copil de acolo, îl ții până la 4-5, dimineața e la școală și tu îl ții hrănindu-l și educându-l până la ora. E cu acordul părinților? Desigur, da, cu acordul părinților. Că e foarte important și asta, de multe ori, și nu știu dacă se mai întâmplă acum, dar știu că de multe ori copiii erau puși la muncă pe lângă casă, la teren, la... Păi eu ce vă spuneam? În loc că acel copil i-aș duce la școală și pe aia ajunge acasă, nu își fac temele, se duce cu vaca și stă la 40 de grade. Și atunci cum i-ai convins pe acești părinți să lase copiii? Noi vorbim cu toți, da, îi chemăm, îi dăm, uite, o șansă aici, le arătăm centru, plus avem o parte din părinți de la Casa Șer, care e bucuria lor, Domnul Bogdan, eu nu știu matematică, nu știu 2 plus 1, 3, 2 ori 2, fac 4. Așa că e foarte bucuros. În rest, ceilalți îi aducem, convingem și arătăm că viitorul acelor copii este aici, prin educație. Și mulți înțeleg. Dar trebuie să vorbești cu părinții, vin, sunt de acord, primesc o masă caldă, poate ei nu-și permit acasă să... Cum să nu? Da? Nu, da, plătesc profesori la pregătiri suplimentare, corect, ceea ce nu e puțin lucru. Da, ei nu știu să gândesc ei la pregătiri suplimentare. Pentru ei e foarte important că cineva ce face temele cu ei primesc o masă caldă și pot să aibă un viitor. Ce vârste au copiii? Între clasa a doua până la clasa a opta. Deci 8 ani până la 14 ani. Da. Unde ei mai departe, acolo nu, în Poplicani nu este liceu, merg mai departe în oraș la liceu sau la școală profesională. Discuți cu profesorii, urmărește evoluția copiilor. Da, este foarte... Chem părinții la ședințe, nu știu, nu știu cum se desfășoară. Da, asta trebuie să transmit eu, cât de mult îi ajută pe acești copii și le schimbăm viața prin lucrurile astea. Da. Vorbești cu ei, evoluează. Uite, acum, săptămâna viitoare, după săptămâna verde, avem 20 de copilași care au bulinele, au pe ușa de la clasă, au bulinuțe. Ce notă au luat la școală, cum se comportă, și 20 dintre cei 80 o să-i ducem la Gura Humorului. Avem 2 zile acolo. O să-i ducem într-o mini-vacanță, să-i răsplătim. E un stimulant și pentru copii contează, pentru că e un exemplu și ei știu, dacă fac și eu la fel, merg și eu. Dar este un exemplu, în primul rând, pentru cei 20, dar și pentru ceilalți 60, pentru că ei să-și dea silință. Da. Noi acasă asta facem copiii noștri, nu? E un stimulant, sigur că da. Deci este foarte important acest lucru, centrul acesta educațional, pentru că îi separ pe acești copii care au condiții grele acasă, defavorizate, și îi aduci într-un mediu prietenos și un mediu educațional. Știi ce vreau să te întreb? E tare frumos proiectul acesta și din punctul meu de vedere copiii din Poplicani sunt oarecum privilegiați. Vreau să te întreb dacă ți-ai propus ca acest proiect să poată fi multiplicat și către alte zone rurale, pentru că e un avantaj inestimabil, dar de care pot beneficia deocamdată doar copiii din zona Poplicani. Și mărturisesc că am văzut și am fost în foarte multe sate departe de asfalt, unde am văzut copiii care și-ar dori un astfel de centru. Da. Foarte important, ai pus punctul pe ei și chiar vorbeam cu tine și am zis, dacă aș putea să fac cumva, să multiplic, nu spun, eu n-am intrat ce să spun că a fost greu. A fost dificil, să zic. S-o zic uneori așa... e greu să construiești o anexă la casa ta. Da. Nu mai vorbim de un centru luat de la zero. Așa este. Chiar glumeam cu tine și când am săpat
groapa să turnăm temelia, soția mea râdea de mine că fac piscină cu nămol acolo, că nu aveam niciun ban. Și din doza mea de nebunie am zis că nu se poate. Cum am construit o casă, construiesc și un centru educațional. Cu foarte multă muncă, da. Și cu foarte mult efort și consum psihic. Așa este, dar dacă aș putea, asta aș face. Aș multiplica acest centru educațional în fiecare comună, dacă aș putea, sau măcar în zonele de care făceai tu vorbire, în zonele în care copiii își doresc, dar n-au unde. Da. Gândește-te ce ar însemna după școală un centru educațional ca acesta, în care el să fie îndrumat spre meserii, spre educație, spre... Este excelent, da? Asta e viitorul, asta trebuie. Dar copiii cine să pună... din mediul rural sunt foarte muncitori și foarte am văzut și cu foarte mult bun simț și foarte bine educați. Poate și faptul că au acces mai puțin la gadgeturi dintre acestea de ultimă generație, tablete, telefoane foarte scumpe, mă rog, tot ce înseamnă distragerea atenției, dar sunt copii foarte educați, copii cu foarte mult bun simț și copii foarte muncitori. Și într-una din vizitele într-un astfel de sat, vorbeam cu Vlad Simionescu, campionul judoka, și spunea: Ana, din punctul meu de vedere, singura șansă ar fi să pot să iau, să fac o pepinieră din acești copii, măcar să-i învăț un sport. Pentru că îi ajută în viață, îi disciplinează, n-are cum să le încurce. De asta zic, poate astfel de centre educaționale ar trebui, nu știu, 20-30 la nivelul Iașului. Da, noi vorbim. Ce lipsește? Hai să vedem, ce lipsește? Noi vorbim, ți-am zis, este foarte important. Eu am făcut, da? Eu vorbesc mai puțin și fac mai mult. Și revenim iarăși la aceeași problemă. Ai dat un exemplu către cei care ne conduc de undeva de sus. Poate ar trebui să înțeleagă ceva din puterea exemplului. Da, noi societatea civilă, eu, tu și toți ceilalți colegi ai noștri care... Avem resurse limitate. Da, dar nu o să obosim niciodată, cum nici tu, cum nici eu, nu o să obosim niciodată să arătăm că se poate. Probabil când nu o să mai fim noi, când nu o să mai putem arăta. Dar noi o să arătăm mereu. Și eu cel puțin o să arăt mereu că se poate prin faptele mele, prin centrul acesta educațional, prin următorul poate care construiesc. Poate dacă instituțiile statului nu iau exemplu, poate ar fi bine să multiplicăm, să mai iasă la rampă un Bogdan Tănase. Așa este, foarte multă lume scrie cum îl multiplicăm pe Bogdan Tănase. Bogdan Tănase deja s-a multiplicat pentru că sunt sunat din diferite județe. Bogdan, ne dai voie și nouă să facem la Galați. Să preluăm ideea. Nu, să facem. Eu nu-ți dau licență McDonald's sau licență KFC să faci. Binele nu are licență. Așa e. Ai curaj, trebuie să ai curaj. Dar cum facem? Că noi nu sunt... Dar eu n-am fost nici eu așa ca mine. Nu m-a cunoscut le nimeni. Le înveți. Da, faci, insiști și uite, și au ajuns nu oameni. Nu există un tipar, așa da, e. Au ajuns oameni și au făcut același lucru. Au făcut o casă și mulți zic, bă, dacă ăla a făcut 31 de case. Bă, dă-o naibii, eu nu pot să fac o căsuță aici în județ la mine cu prietenii mei. Numai că trebuie să le dai curaj, să le arăți. Puterea exemplului. Și de-aia mulțumesc că m-ai invitat, mulțumesc că insiști, că binele poate fi făcut oricând. Nu trebuie să... Și de oricine. Și... Trebuie doar să vrei. Păi, Doamne, cineva mă sună, zice, bă, eu donez 2 euro. Mi-aș dori așa de mult. Păi, nu trebuie să donez mai mult. 2 euro și cu alt 2 euro și cu alt 2 euro. De la tine și de la X și de la Y. Deci tu nu trebuie să dai cei mai mulți bani care ai. Ești, atâta îți permiți, da? Atâta poți să poate faci. Poate tu cu 2 euro, tu, donator simplu, cu 2 euro nu reușești să faci foarte multe. Că nu reușești, știm cu toții, se scumpesc facturile, se scumpesc absolut orice, materiale și așa mai departe. Dar oamenii se scuză. Dar de la tine, de la altul, de la altul, de la altul, adunați. Uite, iată, ce se întâmplă. Fac pași mari. Păi asta încerc să transmit mereu și ți-am mulțumit și ție mai din ea ori. Asta trebuie să facem, da? Să nu renunțăm. Când suntem mai mulți, schimbăm lucruri. Schimbăm lucruri și asta am văzut-o pe pielea mea de 10 ani de când există proiectul Casa Share. Uite și tu câte lucruri frumoase s-au putut face. Dar am insistat și am arătat la oameni că acest ajutor poate fi făcut oricând. Și în orice măsură mică posibilă. Vreau să te întreb dacă intenționezi să faci ceva din acest centru educațional mai departe și spre alte meserii. Da. Să-i îndrumi cumva, nu știu, poate își doresc să iasă cu o meserie de acolo. De la noi nu poate să iasă cu meserie, că noi nu suntem un liceu de profil, da? Nu suntem... în liceu de meserii, dar noi le insuflăm de mici, că până în clasa 8-a poți să le insufle
cultul muncii. Cultul muncii. Nu contează în ce domeniu. Dar cultul muncii trebuie sădit acolo de mic. Pentru că dacă tu îi arăți lui ce vede la televizor, șmecherii, facem, dregem, el asta o să-și dorească. Sigur că dacă da. Tu îi sădești acolo câte o sămânță în fiecare zi, să fii serios, îi ducem în vizite la diferite companii mari din Iași și văd acolo seriozitate și văd pe, și ne trage de mâine că pe omul, nene, dar mă tale cât câștigi aici? Păi uite, câștig, am dus 5.000 de lei pe lună. Vă leu, 5.000 de lei pe lună. Și vine domnul Bogdan și zice, băi, dacă ești serios, te ții de treabă, uite, ia să ajungi și tu meseriaș, să ai și câștigi și tu 5.000 de lei pe lună. Pentru ei 5.000 de lei pe lună. Cum să nu? Înțelegeți? Deci asta trebuie să facem zi de zi prin aceste centre sau, nu știu, acel sistem care spuneai tu, care se uită la noi, trebuie să ia exemplu și asta să îndreptăm, să le sădim cultul muncii. Deci nu e, pentru mine nu e așa de foarte important meseria pe care o fac acolo în acel centru, pe cât eu le insuflu lor cultul de a munci în orice domeniu. Da, pentru că ei cresc și după aia ușor, ușor se duc în diferite direcții pe unde îi îndrumăm și noi. Dacă el e bun mecanic... Revenim iarăși ca o buclă la discuția de la începutul emisiunii. Vezi ce înseamnă să schimbi vieți, să schimbi destine? Da, eu... Una e să le schimbe o viață și da, le schimbi, le construiești o casă să stea confortabil, să aibă strictul necesar, dar să îndrumi oamenii pe tot parcursul vieții încă de mici nu e puțin lucru. Da. Știi, uneori nu reușim cu ai noștri de acasă. Așa este, dar dacă o faci cu dedicație și o faci din suflet, pentru mine mi se pare așa de ușor, încât lumea zice, bă, Bogdan, ai o putere supranaturală. Nu am nicio putere supranaturală. Înseamnă că ai descoperit rețeta succesului. Nu știu, implicarea emoțională face totul. Chiar dacă nu te pricepi în acel domeniu, eu nu știam cu ce să mănânc, n-a ajutat, habar n-aveam. Am făcut prima casă, nici nu știam cum să leagă fierul la fondație, habar n-aveam. Acum îl visez pe acel fier. Deci dacă vrei cu adevărat, se poate, da, se poate. Orice face se bine. Poate. Da. Bogdan, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Știu că timpul este foarte prețios pentru tine, așa că cu atât mai mult îți sunt recunoscătoare. Îți doresc succes. Mulțumesc. Și mi-aș dori să te multiplici tu și să multiplici proiectele frumoase pe care le ai. Da, mulțumesc pentru că m-ați invitat și încă o dată insist, bravo ție că încerci să faci public lucrurile mulțumesc bune. Mulțumesc și trebuie, pentru că astfel de oameni ca tine trebuie să fie urmați drept exemplu și acesta este rolul emisiunii, de a arăta celor care ne privesc oameni care merită să fie luați drept exemplu. Mulțumesc, o seară bună! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Așa cum ați văzut, nu există o rețetă a succesului, dar întotdeauna binele poate fi multiplicat. Eu vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10.